Adunând descătutul, scătătorul și diferența. Adunând descătutul, scătătorul și diferența. Scăzătorul și diferența. Obținem numărul 2004. Deoarece 2004, da? Da. Calculați descăzutul. Așa că și în cercare. Descăzutul egal cu ce? Hai să mă dăm așa. A. Pe pagina cea mai Descăzutul. B. Scăzătorul. Așa văd, așa văd, da? Și A minus B, diferența. A minus B, diferența dintre numeri, ca așa despre. Corect. Diferența. Să înțelege că aici ai mai mare ca B. Nu mai așa? Nu, așa. Suntem în limbajul ăsta. Deci, începem să vădunem problema. V-am propus de fiecare dată să avem răbdare cu cap și să pătrunem un problem. Vă zic eu, adunând descrezutul, adică de iau, scăzătorul, adică de ce? Plus A minus B. Și diferența, obțin 2004. Deci, dictează A, da, A plus B, plus B, plus A minus B, plus A minus B, nu? Egal cu 2004. Egal cu 2004. Trebuie să facem terminăm asta și facem asta. Ia să vedem, David, ce putem face acum. B cu B. B nu îmi preface zeu. Și atunci du-te. Ai dictează, vorbește și du-te. 2A. Și lucrezi, da? 2A egal cu? Egal cu 2004. Da. Acelea de unde A va fi egal cu? A va fi egal cu 1002. 1002. Da? 1002. Trebuie să aflăm ce ai scăzut. Păi cine te-ai scăzut? Cine am luat? Păi el este greșit. În carte spune că e 850. Păi... Mai formulează-mă dată. Deci... Adunând descăzutul, scăzătorul și diferența, obținem numărul 2004. Calculați descăzutul. Eu n-am făcut așa, am făcut 2 plus... Tu ai făcut diferența plus S, nu știu ce S, e cam 1002. Adică scăzătorul plus... Uite, titlul meu profesor, a scris că diferența egal cu 2004. Diferența plus, pentru că l-am scos pe ăsta, pe aici, din relație. Și mi-a dat descos egal cu de curesul plus... Mă, da, mai citești o dată, de ce? Hai să vedem. Deci, adunând descăzutul, scăzătorul și diferența. Diferența la B. N-am dat o sumă de notă, ziceam. Corect. Obținem numărul 2004. Iată. Calculați descăzutul. Adică au o minută. Adică așa era bine. Așa e bine, două minute. În carte e greșit răspunsul. Vrem în carte, de clară. Hai că să luăm un exemplu, domnul profesor. Deci, B-ul ăsta nu lucrează deloc, da. N-are nicio legătură de B-ul. Da? Pentru că se anulează. Corect. Deci, hai să luăm așa. A-ul egal cu cât ar fi? 1002, să luăm chiar exemplul nostru. 1002, să facem problema. Da, corect. B-ul să luăm 500. B-ul egal cu 500. Corect. Și atunci? Adunând? Scăzătorul. Deci 1002. 1002. Plus 500. Plus 500. Plus diferența dintre ele. 2. Minus 500. Adică 502.
Deci 502. E diferența între ei 502, da? 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 Între A și B. Obținem 2004, sigur. Da. Deci, poate, în capitole și dar... Hai să luăm un alt exemplu. Că m-am gândit în cursul și... Nu, dar trebuie să știi că multe răspunsuri la sfârșit pot fi greșite. Dar tu trebuie să stai pe picioarele tale și să vezi băiatul gândit corect. Dacă eu am făcut corect, nu uite ce scrie la sfârșit. Da? Am gândit corect. Adunând dezgăzutul, scăzătorul și diferența. Corect. Am notat-o A minus B ca să mai trebuie. Se vede că B minus B se reduc. Deci B-ul nu are nicio relevanță. Exact, ce frumos se vede că lucrează. Da. Pui al B, tot al 2004. Pui al... Deci scăzătorul nu lucrează aici pentru că este anulat. Bine. Bun. Hai să vedem așa. Dacă ne mai e vreo unul care să nu știți, bine. Să lucrăm la putere un pic, domn profesor, și cu... Da, cu, da, deci tu n-ai... E nu-i la putere, deloc. Da, nu-i la putere, ok. Pe care e venit pe film? Da. Da, eu îmi fac copii de atoria. Da, 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 corect. Deci, la vedere, mă rog să scriu 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. Să de la putere, ai 2 la A? 4. 4. Da? 2 la 4. Și... ce mai trebuie să punctez este următorul lucru. Că dacă la proprietăți, hai să zic proprietăți. La proprietăți, da, uite. Avem o primă proprietate care spune A la 0 egal 1. Deci A la 0 face 1. Oricare ar fi A. Deci indiferent de A, diferite de 0. Important și Italia. Au trebuie să fie diferite de 0. Corect. Da? De, a doua proprietate pe care vreau să vă punctez este următoarea. Da, da. Vreau să vedem ce face Davide 2 la 3 ori 2 la 4. Adică, ca și spune, vine 2 ori 2 ori 2 de 3 ori 3 ori. Ori, iarăși, de 3 ori. Ori. Și al 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 3 ori 4 ori. De acord? Da. Și cât îmi dă în final? Câți de ani de 2 sunt? Îmi dați că de la 7. Păi asta am vrea să spun. Nu la 7. Iar de la 7 poate să însemne 2 la 3 de la 4. Da? Și iată proprietatea. 2 la 3 ori 2 la 4 este egal cu 2 la puterea 3 plus 4. Egal cu 2 la 7. Proprietatea de înmulțire a două puteri care au aceeași bază, se copie baza și se adună exponenții. Da. Da? Adună exponenții. Copie baza și adună exponenții. Așa, dacă în loc din 3 și 4 pun n și 1, pot să spun că A la n ori A la M. Egal cu A la M. Nu plus mă. Foarte bine. 3. Hai să vedem, David, ce înseamnă A la 3, da? Totul la a doua. A la 3, totul la a doua. Adică 3 de A. Adică ăsta îmi spune că pe A la 3 trebuie să scriu de două ori. Da. Așa îmi spuneți, da? Deci fii atent. Ce ai tu aici? Uite, așa o luăm, da? Și tu. Vezi, nu ia la a treia, totul la a doua, întâi. Deci ăsta de sus îmi spune că da. Ce are el ca bază trebuie de două scris. Adică a la a treia ori a la a treia. Așa. Ori a la a treia. Că așa îmi spune asta, de două ori. De două ori. Aha. Și atunci? Și acum... Deci, și a deci de trei ori, iar de trei ori. Dar noi nu mă scriem, că ne-am dus acum la mulțirea două puteri. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Copiem baza. A la 6, 3 plus 3, se face A la 6. Dar acest 6 e 2 ori 3. Deci cum se ridică o putere la altă putere? Se copie baza, se mulțesc aceștia 3. Da? Da.
Deci, insist acum pentru toți colegii mei, dacă le dăm formula copiilor și ea mențin cu așa să facem, am greșit. Dar de ce să nu ai tu răbdare și spune așa, băi, îți spune ăsta la a doua? Îți scriu de două ori. Și am redus indicarea unei puteri la altă puteri la o mulțime. Și știu la mulțime cum se face să copii bața să nu expuneți. Și am găsit de șase. Și șase nu poate să fie spirit, doi ori trei. Și atunci i-am dat clar că a la trei, tot la a doua, este egal cu a la puterea doi ori trei. Da? Și atunci știu și eu proprietatea. Dacă nu vin din ea cu ea, cum o să nu mai pun niște numere particulare, ci niște litere. A la N, totul la mână, totul la mână, Davide. Egal la cu? Egal cu. Cu ce? De ori. Bun, sigur că da. Egal cu A la mână, după ce am văzut povestea asta, iată că reacționăm corect. Acum Davide, Daria, hai să vedem a patra proprietate. Cu cine este egal? A la a patra, să iau aici. A la a patra, împărțit la a la a treia. A la a patra, împărțit la a la a treia. Zidă, Davide. Să fie egal cu a... La puterea 4 minus 3. De unde știi asta? Pentru că noi am avut la A ori A la aceleași puteri cu plus și dacă este la împărțire, o să fie cu minus. Convinge-mă, pentru că eu și cu Dani nu știu. Pentru că A la 4 poți să-l scrii, zi. Păi, ok, deci A la 4 poți să-l scriu cu A la 3 plus 1. Așa. Lasă-o. Deci, fii atenție, Davide, ea zice așa că A la 4 poate să scrie ca fiind la 3-a plus 1. Tu ești de acord? Nu. De ce nu ești de acord? Putea să spun A la 2 plus 2. Putea să zică și așa. Da, putea să zic și așa, dar nici nu poate să fie împotriva ideii ei. Că 3 și 1 tot face 4, ca și 2 și cu 2. Da? Deci A la 3-a plus 1 împărțit la A la a treia. Care e la mai departe? Dar de unde provine A la a trei plus 1? Cât s-a adună exponenții? Daria? A la a treia plus 1 se egal cu A la a treia ori A la a treia. Asta e! Că ea știe șmecheria asta. Adunarea exponenților provine de la o mulțire. Deci se întoarce înapoi. Da? Deci în loc de 3 plus 1 scrie A la a treia, Davide, ori A la a treia. Ești de acord cu ideea asta? Dar acum cât ar face A la a treia ori A la a treia? Copiii pe A și adunăm 3 și 1. 3 cu 1 ar fi A la a patra. Da? Și a fost mai înainte, așa că este sub forma asta. Împărțit la A la a treia. Bun. Și acum? Păi, când ai un produs de doi termeni, împărțit la altul, unul din factorii aceștia, dacă se împarte la celălalt, dă mai nici eu, rămas aici. Adică 3. A la 3 împărțit la 3, cât e? 1 împărțit la 2, împărțit la 2, cât e? 1. 7 împărțit la 7. 1. 1. A la 3 împărțit la 3, rezultatul este 1. De fapt, e egal cu 1 și ce-o mai rămas aici? Ori A la A. Ori A la 1, da? Da. 1 ori A o să fie egal cu A. Deci egal mai departe cu A. Care la 1 poate să fie 4 minus 3. Exact cum am spus. Da? 4 minus 3. Și atunci am învățat de scris rezultatul. Că A la 4 învățit la A la 3 egal cu A la 4. Da? 4 minus 3. Copiem baza și scădem exponenții. Poate v-am luat un pic pe surprindere cu A. Dar hai să luăm practic. 2 la A asta împărțit la 2 la A 3. Hai să lăsăm și pe concret. 2 la A
patra învăța la 2 la 3. 2 la 4 când face Davide? Ca număr. 2 ori, 2 ori, 2 ori, 2 ori, 4 ori. 16. Da, 2 ori, 2, 4, 2, 8, 2 ori, 2, 16. Deci în altul 16. Împărțim la... Cubul pe 8. 8, da? Deci, ori 8, împărțim la 8, și 16 împărțim la 8, e la 2. Ei, deci 2 la puterea. Adică e egal cu 2 la puterea, 4 minus 3. 1 face 4 minus 3. Și cu asta am descoperit, cu adevărat, pe un exemplu practic, concret, că 2 la 4 împărțit la 2 la 3 este egal cu copiii în baza 2 și scădem exponenții. 4 minus 3. 4 minus 3 face 2 la 3. Cu cine este egal la Davide? 3 la 7. Da? Împărțit la 3 la 2. 3 la 7 împărțit la 3 la 2. 3 la 7 minus 2. Nu așa zis că scopii baza, nu? Și scade exponențe. Deci vine 2 la 3 la puterea, te rog. La 5. La 5, 7 minus 2. Și egal cu 3 la 5. Cu cine este egal 5 la 20 împărțit la 5 la a 4. 5 la 20 împărțit la 5 la 4. Iar cu 5 la 16. 5 la 16. Deci vezi, Davide, am reușit acum să ghicim încă o idee interesantă cum se împart două puteri la aceeași bază. Deci A la A împărțit la A la A prin A înțeles oricine, 3, 4, 7, orice număr. Da? Egal cu ce îmi spui tu? Egal cu A. La puterea? La puterea A minus 9 minus 9. A 4-a puterea. A 5-a. A ori B, totul la N. A ori B, totul la N. A ori B, totul la N. Hai să luăm un exemplu practic. Eu după exemplu mă pot ghida. Uite, Davide. 2 ori 3, totul la a 2. 2 ori 3 ce face? 6. 6 la a 2. 6 la a 2 e ca cu? 13. Mă, mă. Ce înseamnă 6 la a 2? 36. 36. Iau 36. Care mai poate fi scris ca 4 ori 9. 4 9 fac 36. Iar 4 poate fi văzut ca fiind 2 la 2. Iar 9 este, spune-mi tu? Nu, ca o putere. 9. 3 la 3. La 2. La 2, 3 la 2. 3 la 2, pentru 2, 3 ori 3. Da? Ori 3 la 2. Deci, vezi? 4, 2 ori 3, hai să vedem rezultatul. 2 ori 3 tot la 2 este egal cu 2 la 2 ori 3 la 2. Deci, a ridica un produs sau o putere înseamnă a ridica fiecare la acea putere. Deci, 2 ori 3 tot la 2 înseamnă 2 la 2 ori 3 la 2. Da? Încă o dată. Cum am făcut prin model? 2 ori 3 tot la 2, 2 ori 3 fac 6, 6 la 2 fac 3, 6, 3, 6, 4 ori 9, 4 este 2 la 2, 9 este 3 la 2, și deci am putut dovedi concret că așa stau lucrurile pe modelul ăsta. Așadar, A ori B totul la N egal cu A la N ori B la N. Deci A 5-a este A ori B totul la N egal cu A la N ori B la N. Te duc niște greșiți să lucreze. De ce nu ții o carte? Ca să mă lască. Dar nu. Tu ești niște greșiți să lucreze. Mai bine. Deci 2 ori 3 totul la N egal cu 2 la N ori 3 la
El, nu? Așa a zis. Doi ori pentru Traian. Aur pentru Traian, este ca așa. Davide, acum vreau să fii foarte tare, atent, și te rog și pe tine un pic, uite de aici. 5 minus 2, tot la N, tot la 3-a. Cu cine este egal? Te rog. 5 la 3-a minus 2 la 3-a. 5 la 3-a. Minus 2 la 3-a. Deci ai reacționat rapid, pentru că ai văzut modelul aici, da? La înmulțire și ai reacționat. Hai să-i convinge de așa. 5 minus 2? 3. 3. Da, 3. 3 la 3-a? 27. 27. Egal cu 5 la 3-a? 125. 125. Minus 2 la 3-a? 8, nu? Nu-i bine. Nu-i bine. Mare atenție, mai la mulțire și la încolțire, așa. Deci nu fie clar la cea putere, numai la mulțire, deocamdată. La adunare și scădere, nu. Deci e grav. Nu așa ceva. Niciodată să nu mai spui Italia. Deci să nu mai spui că ai fiecare 5 la 3 și 3 la 3, că e jale și disilote. Știi câte unități și noi să obținem pentru asta? Ce unități? Doi, doi, da. Ai spus așa cu voce scăzută. Pentru că e foarte grav. De ce grav? Pentru că vedem că e altceva. Da? Îți faci în paranteză. Poftim? Îți faci în paranteză. Așa. Dar, uite. Dar când e cu minus. Dar, deci când e cu minus, când e adunat sau scădere, trebuie să faci paranteza. Iar când e mulțire, merge fiecare. Și tot așa, în cea șasea, A supra B, totul la F, înseamnă A la F, supra B la F, fiecare la și numărător și numitor. Deci A supra B, știi de asta că fracții, nu? A supra B, totul la F, înseamnă A la F, supra B la F. Având aceste proprietăți, pregătește-mă negreșitul lui mine, ca să facem întrebări. Caută negreșituri care să fie mai ușor pentru început. Știi, intrăm așa, gradat, negreșituri. Cu adunare. Cu adunare să vă dau un problem? Cu operații de astea, cu putere. Hai, dacă nu dau eu unul la... Dau eu. Șapte, dă un plas. Lasă, da. Hai să zicem așa. 2 ori 8. Totul la a doua, împărțit la 2 la a 5. 2 ori totul la a doua, împărțit la 2 la a 5. Poftim, Davide, de ce idee ai? 2 la a doua. Așa, mă. Felicita de acolo și mai greu. Da. 2 la a doua, ori, ai ori? Ori. Da. 8 la a doua. Corect. Ori. Împărțit, împărțit. Împărțit. La 2 la a 5. Da, ia te rog. Continuăm. 4 ori 64. Nu vreau așa. Nu vreau numărul calculat. Vreau să-mi fac mai pe putere. Ah, atunci facem așa. Pot să-l scriu pe 8 în baza 2. Asta e. Ca o putere al 2. Da. Nu știu cine este. 2 la 3. 2 la 3. O să fie 2 la 2 ori 2 la 3 totul la 2. Împărțit la 2 la 5. Și acum o să facem... Davide, egal mai departe. Egal cu 2 la 2. 2 la 2, ori 2 la... 2 la... 2 la... Ai proprietatea acolo? A, 2, 3 plus 2. Nu, 3 plus 2, e la o putere, la altă putere. Se mulțește. 3 ori 2. Deci 2 la 3 ori 2 împărțit la 2 la 5. Și care face egal, dar ia mai departe, 2 la 2. Este egal cu 2 la 2 ori 2 la 6. Așa, 2 la 2 ori 2 la 6 ori 2 la 5. Împărțit la 2 la 5. Împărțit la 2 la 5.
da. Și care este egal cu 2 la 8 împărțit la 2 la 5. Da, de cât face 2 la 8 împărțit la 2 la 5? Nu, uite. La împărțire, cum se împar două puteri ca aceleași bază? 2 la 3. 2 la 3! Ia 8 de rezultat. Da? Deci vedeți cât de simplu este. Ia să vedem un alt. 2 la a 3, ori 4 la a 2, ori 16 la a 3, totul de împărțit la 2 la puterea 15. Încep eu? Da, te rog. Bine, o să scriu toate numele de paranteze în baza 2, pentru că 2 este... Pentru că 2 este, dacă 4 este puterea lui 2. Și așa ce este tot puterea lui 2. Și totul se lucrează numai cu baza 2. Deci vedeți imaginarele. Deci ea urmărește să aibă peste tot 2, ca să poată opera, să poată aplica și pe energia asta. Da? Așa, deci, o să fie. O să avem 2, la 2 la a 3-a, ori 2 la a 2-a, totul la a 2-a. 2 la a 2-a știi de unde vine? De la 4 ăsta. 4 e 2 la a 2-a. Ori? Totul la a 2-a. Ori, da, vedeți, o să stau sub topor. 16. 8 și 16, ce puteți prin? 2. 2 la? 8. 2 la 8. Nu-i de 8. Ia înțelegi tu, ce am zis la 2 la 8? Nu, dar Daria nu e cam în aia, insistenți, că trebuie să lămuresc întrebarea lui. Dar tu continui, lucrează. Deci 2 la 8 înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 8 ori. Mare număr. De 4 ori. Așa, mă. Deci egal cu 2 la 4, da? Totul la a 3, da? 2 la a 4, totul la a 3. Și egal ca idee, face 2 la a 3, da? 2 la 3 face... Lăsăm. Ori 2 la... Ori 2 la 2. Dar trebuie să mai zic că ești împărțit mai tare. Împărțit la 2 la 15, da? Am uitat să spun. Egal cu... Te rog. Egal cu... Fac pe aceea. Adică, deși ăsta la altă putere. Nu, nu mă interesează numele. Păi nu mă interesează lui, e visul că-ți cu numele de acum. Acum e cu putere. Acum fac. Da. Fac 2 la... A 3-a lăsăm. Da. 2 la 3-a. Ori 2 la 2-a, ori 2. Adică 2 la 2-a, ori 2, deodată vă spui 2 ori 2, 2 ori 2 ăsta, 4. Da? 2 la 4-a. Ori, te rog. Ori. 2 la 12. 2 la 12, da? Împărțit la 2 la 15. Și egal mai departe, cu 2 la... Și 2 la 3. Păi, acum ai 3 puteri cu aceeași bază. Scrim o singură dată baza și adunăm exponenții. 3 plus 4 plus 12. Așa se mulțește. Am. Nu? Am puteri proprietatea. Și fie. 3 plus 4. Stai, mă crește. A. 2 la 3 plus 4 plus 12, da. Împărțit. La 2 la 15. Și egal cu 2 la 19. 17, 19, împărțit la 2 la 15. Care face 15, care îmi va da 2 la a 4. La 4, care face de la coregă, numeric, 2 la 4, 16. Hai să mai vedem un alt. Deci, 4, hai, nu, hai să vedem, și cu 5, și 25 la a 3-a, ori 50 la a 2-a, ori 2 la puterea a 4-a, totul de împărțit, la 10, tot de împărțit la 1000. Tot de împărțit la 1000. Egal.
25 puncte să scriem. Zi? 5. La? La a... 3. A doua. La a doua. Că 5 ori 5. De două ori. 5 la a doua, da? Deci egală cu 5 la a doua. Totul la asta. Totul la... Totul la... A treia. Da, și la totul la a treia. Înmulțim cu, cu Daria. Cinci... stai să scrie. Păi dacă facem 5... Pe 50 cum poți să trăi? Păi pe 50 îl scriu ca 5... Si, ca 5 ori 10, ca 5 ori 10. Merge 5 ori 10 dacă vreți. Da, da. Dar mai merge și altfel. Ia să vedem altfel, dacă ne vine în minte. 50. Cât ori îți fac 50? Îi auziți 5 ori 10. Este bun și asta. Dar vă auziți... 25 ori 2. Mai bun. Mai bun, da? Deci înmulțim cu 25 ori 2. Că 25 ori 2 fac 50, nu? Totul la cât ai este 25 ori 2? La a doua. Totul la a doua. Ori... 2 la 4, lăsăm. Ori 2 la 4. Legal. Tot împărțit, domnul profesor. Da, da, totul de împărțit. Totul de împărțit. La 1000. 1000 putem să punem 5 ori 200. 5 ori 200. Merge cu 5 ori 200. 5 ori 200. Și egal mai departe. M-aș fi interesat aici în lume, da. 5 ori 200 se scrie altceva. Ia, gândiți-vă că numai 2 și 5 va lucra în partea asta. Tot cu ceva 2 și 5. 500 ori 2. 500 ori 2. Bun și așa. Dar, da, putem... dar 10 cât este? 10 cu cine este egal 10? 10 la 3. 10 este egal cu 10 la 3. 10. 10 la 2. 100. 100. 10 la 3. 10 la... Deci putem zice 10 la 3. În loc de el, o și egal cu... Tot eu? Da. Bine, este egal cu 5 la 6. Opa, e bine 5 la 6 la mine? Da. Uite acolo șmecheria. Da. 5 la 6. Se copie baza și se înțelege, să mă înțelege, da? Ori 25 la... Este 5 la 6. Ori? 25 cum să scrie? 25 scriem ca 5 la 2. Deci, în 1025, 5 la 2, 1, 2. La a 2, ori 2. Totul la a 2. Totul la a 2. Ori 2 la a 4. Ori 2 la a 4. Împărțim la 10. Ori de 10 cât să scriu? 5, nu 5. Da, 10. 5 la a 2. Nu, că 5 la a 2. 5 la a 2. 2 ori 5 copii, 10. Păi da, dar ca putere. Păi nu, de la dată 10 ori 5. 5 sau la 3. Sigur că da. 2 ori 5, tot la 3. Și la 1. Dar de domnul profesor, ei sunt confuz, bă, că de ce tot licerez ca 2 ori 5. Uitați copiii, de ce vă cere domnul profesor să fie 2 și 5. Că peste tot? Ba, să ai 5 și 5 acolo. De asta vă cere domnul profesor, ca să vă fie tot vouă mai ușor. Deci ca exercițiul să meargă frumos, ce era asta? Nu, nu dorim să facem calculul numeric. 25 la 3, 50 la 2, 2 un număr, 2 la 4, un număr, ne mulțim totul și ce va da, împărțeam la 1000 și nu știu ce. Da. Ci lucrăm cu putere, că este mult mai simplu. Restăm nostru cu putere. Ca să nu ne apucăm de mulțirile astea așa să ne nebunim. Da? Deci am făcut noi pe 25, am zis ca 5 la 6. A doua, totul la 3, 5 la 6. Pe 50 m-am văzut ca... 25 ori 2. 25 ori 2, dar 25 la 2 ori 2. Totul la a doua. Și ori 2 la 4 am părțit la 2, 5, totul la 3. Profesor, cred că urmează ceva care sunt prea. Stai o secundă. Davide, ce ai de când să faci tu de la el așa? Ce ai totul la... Aici e un produs aici. Da. Un produs la o putere. Aori vede la cel mare. Înseamnă la cea putere fiecare în parte și au și de o. Adică ar veni 5 la a doua, totul la a doua, și 2 la a doua, 2. Lucrează, lucrează. Deci e calculul. Te rog să ridichezi, să mă urmărești, 5 la a doua. 5 la a doua. Așa, ori.
totul la a doua. Cinci la a doua, totul la a doua. Ori doi ăsta la câte? Doi ăsta la a doua. Doi la a doua. Ori doi la a patra. Nu care a numat acolo. Și totul de împărțit la... Totul de împărțit la 2 la 3. Corect. 2 la 3 ori 5 la... 5 la 3. 5 la 3, egal. Egal 5. 5 la 6. 5 la 6 ori... 5 la... La a 2, totul. Cât la 5 la 2, totul la a 2, că ești mecheria? 10 ori 2, totul. Nu, 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 nu e 10. 5 la ceva, la ceva... 25. Așa face, dar noi găsăm 5. Face 5 la 2 ori 2. Și mai, ok. A la N, totul la mânt, face 5 la A4. E 2 ori 2. Se înmulțește de exponenții. Ori 2 la cât acum aici putem face operația? La A4, adică 4. Păi nu facem număr, nu facem numărul, adică cum se înțelege două puteri de la acele bază? A, și e 2 la 6. 2 la 6, sigur că da. Și împărțit la 2 la 3, ori 5 la 2. Domnul, nu pot să fac 2. Hai să vedem aici, să strângem ăștia. Face 5 la cât aici? Și o să fie 5 la 10. Foarte bine, 5 la 10. Ori 2 la 6. Ori 2 la 6. Da? Împărțit de la 6. Da. Eu putem să fac 2 la 6, care voi vrea împărțit la 2 la 3 și îmi dădea 2 la 9. Păi scade disponibil la împărțirii. 6 minus 3. A, 2 la 2. 2 la 6 minus 3 la 3. La 3. Deci, tocmai asta vreau să spun, tu sesizezi acest lucru. Deci vine 2 la 3 și 5 la câta. E 5 la 10 am păsat 5 la 3? 5 la... Așa, așa. Asta e. Poți 5 la 7. Deci, mă te ești. A, da. Da, 5 la 3, 2 la 3, 5 la 7. Știi, ești tu, stai. Așa ți-a dat știe, Daria. Da, da, da. 2 la 3, 5 la 7. Deci, eu ce-am făcut, ce-am încercat în ieșițile astea care le-a dat aici? Să mă joc cu voi pentru a exersa la putere. Da? Ne-am jucat să vedem cum exersăm la putere. Bun. Acum, mai facem încă unul. Vreau să prindem și să meargă un pic mai repede. Da? Mai sigur pe voi. Da, domnul. Da. Vreau să ne dați paranteză pentru altul. O să ai întâlnirea și David la noi. Și după aceea faceți, da? Imediat trebuie, dar acum vreau să prindem bine operațiile astea, să lucrăm rapid. Uite, Daria. Deci, pentru... Moment, avem așa, este următor. 27 ori 3 la a 4, tot la a 5, plus 81 la a 4, împărțit partea asta, la 3 la puterea 20. Deci împărțim totul la puterea la 3 la, la puterea 3 la 15 ai. Nu la 20, 3 la 15. Să nu încerc să fac 27 ori 3 la 4 și pun totul la 5. Dă un număr imens. Și pun înseamnă 81 la 4. Înseamnă 81 ori 81, 81 de 4 ori. Nu vreau să fac așa. Și până se împart la 3 la 15, e enorm. Cum fac? Iată, ce trebuie să fac aici?
N-am idei de asta că trebuie să mă duc pe aceeași bază. Da? Deci nu pot să mă gândesc la un revers. Vezi de ce e important să știm că operația făcute? Asta e mântul. Dacă te-aș lăsa să faci unul și altul, ori trebuie la patra, știi cât faci? 3 ori, 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 3 ori,
face. A, 3 la 3 e 27, da, 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 da. Da, 3 la 4, da, nu, da, da, 81. 81, corect. 81, ori 27, și tu se adică la puterea 5-a, ce faci tu, Mirna? Bine. A, ce te ții de tu asta, așa, o ții într-una? Interminat. A, nu-i bine. Deci, David este un număr lung, lung. Iar 81 la 4-a, e 81, 81, 81, 81 de 4 ori, un sit este enorm. Nu crezi? Dar nu așa se face. Nu, nu. Tu ai vrea să faci calculul ăsta? Nu, el îl ține ca lui. Da. Tu ai vrea să faci calculul ăsta numeric? Ar fi greu. Ar fi greu, mă, dar eu nu vreau să... Chiar pierd foarte mult timp, mai. Foarte mult timp. De aceea, se zizez că 27 e 3 la cât an. A doua e 9 ori, a doua e 27. Da. E 3 ori, 3 ori, 3 de 3 ori, da? Deci putem să scrii pe 27 pe puterea lui 3. Și să zicem, de cam mai departe, cu puterea o să zicem. 3 la 3 ori, 3 la 4. Așa. La 5 la 5, da? Așa. 81. 81, 81, 81. Da. Pe 81 scrii și pe ea, tot cu 3. La ce? Fac 27, da. 27 3 la 3 și 1 în 3, 3 la 4. Da. Deci 81 3 la 4. 3 la 4. Totul la 4. Uite, eu, da, totul la 4. Și închid 4, vezi la 3. Împărțit la 3 la 15. Da. Scopă 3. Aici, 3 la 3 ori 3 la 4, cât fac împreună? De 3 la 7. Exact. Deci 3 la 7, totul la A, 5 ani. De acord? Da. Plus 3 la cât ar să fac? 4. 4, totul la 4. Acolo? Mă, nu. Păi uite, avem completate. Fie 3 cu fiecare 4 4. 4 4. Cât mai fără? 16. 3 la A, 16. Și totul împărțit la 3 la 15. Și n-au pus. La 3 la 7, totul la 5. 3 la 7, totul la 5. O să fie 3 la 3 la 35. Corect. 3 la 35. Plus 3 la 16. În paranteză, împărțim la 3 la 15. Egal. Eee, acum visez. Visez și zic ce bine ar fi. Ca să fie 63 la 5, la 16. Și dacă ar fi 63 la 16, aș scoate factor comun de 3 la 16. Deci dacă și aici ar fi 3 la 16, cei doi factori, cei doi termeni, pardon, aia lui, cei doi termeni ar avea de 2 la, pe 3 la 16, le-ar da factor comun. Dar pe 35, nu cumva pot să scriu pe 16 plus cât? 16 plus cât să facă 35. Plus 16 plus 19. Da. E bine? 16 plus 19 fac 35. Deci, hai să scriu și noi. 3 la 16 plus 19 plus 3 la 16 totul la totul împărțit la 3 la 15.
Egal. Egal cu... Egal cu... Ei, stai, nu, nu, nu. De unde provine adunarea? Deci, la ce operație provine adunarea? De la o mulțire. Deci adunarea exponenților. Dar ce pot să fac? 3 la 16. 3 la 16 ori. 3 la 19, așa. Deci egal cu 3 la 16, da? Ori 3 la 19. Plus 3 la 16. Împărțiți la 3 la 15. 3 la 15. Și egal cu. Și egal cu. Acum avem factorul comun. 3 la 16. Nu-i comun ăsta? E și aici? Da. Și acum nu poți să-mi scoți un factor comun? Păi, da, poți să scoți 3 la 16. 3 la 16. 3 la 16 pe lângă. Așa, deci 3 la 16 pe lângă. Din primul rămas 3 la câte? 3 la... Al 19. Da. Și plus? Deci câte? Plus 1. 1 rămasă. Nu-i nimic, nu-i 0. E 1. 1 oriceva face acea număr. Plus 1. Împărțit la 3 la 15. Și în altul. Dacă ai baftă ca unul din factorii de aici să fie puterea lui 3, și noi avem pe 3 la 16, sunt 4 la 3 la 15. Și cât face 3 la 16 plus la 3 la 15? Cum se împară două puteri de la 5 bani? Adică să fie 3 la 1. 3 la 1 pe lângă. 3 la 19 plus 1. Asta este. 3 la 10 pe 3 la 19 plus 1. Hai să ne uităm de ghișițul. Ce am vrut eu să fac? Hai să vedem ce idee am avut când am compus ghișițul ăsta. La ce m-am gândit eu? Spuneți-mi voi. Ce lucruri am avut eu aici în vedere? Daria, vreau să fie. Vreau să-mi comentez, spune, știu ce ați urmărit. Asta și asta și asta e ghișitul ăsta. Ce credeți la momentul? De ce am compus ghișitul ăsta? Păi ați numit faptul, de dacă noi observăm că putem să le scriem toate numele în baza 3. Da, ca baza 3. Și le-am dat speciale. Le-am dat 23 aici. Dacă de 23, am dat de 27 litri la 3. Deci m-am oferit ocazia. M-am stat 81 că avem 9 la 2 și 9 la 2 este egal cu 3 la 2, la 2 și la 4. Deci 3 la 4, deci 81 este 3 la 4. Care totul la 4 ai zice că e la 16. 3 la 16, așa cum și vedem. Da. Apoi am urmărit ce înseamnă o putere la altă, un produs. Cum se zice un produs la o putere, este că fiecare. Numai produsul și împărțirea. Fiecare parte. Adunarea și scăderea, nu! Nu, că am văzut noi ce era peste. Apoi ați urmărit faptul jos, acolo, când ați vrut să vedem dacă... Aici o putere de la o altă putere. Proprietățile. Proprietățile nu știu că dăm un factor comun. 3 la 35 și 3 la 16 am visat pe 35, cum mă spun, dar 16 plus cât? 16 plus cât? Plus 19. Da? Și apoi... 3 la 16 am scos. 3 la 16 am scos un factor comun. Și aici ați vrut să vedeți dacă punem plus 1. Sigur că da. Și e foarte important. Poate la 3 la 16 în factor nu rămas nimic aici. Nu rămas 0, rămas 1. Pentru că în momentul în care mulțesc 3 la 16 cu 0, ar fi 0 aici. Așa că 3 la 16 ori 1, exact 3 la 16 este. Deci am urmărit niște lucruri care însemna ce? Proprietățile toate, toate proprietățile am văzut, scoaterea în factor comun, iată lucruri interesante. Încă ceva, când facem împărțirea unui număr la alt număr, dacă unul din factorii de aici operează împărțirea, gata rezultatul. Mă interesează ca și celălalt să opereze. Unul din ei. Adică, zic, 2 ori 6, 2 ori 7, împărțit la 2,
Păi e 14 părți la 2, care înseamnă 2 părți la 2. Și face 7, nu? Deci, nu mă frământ ca și 7, că aici fac diverse ori greșesc copiii. Adică, împarte la 2 și pe 2, pe unul din factori, și împarte și pe cealalt. Deci, de fapt, ei fac împărțirea nu la 2, ci la 4, că e 2 ori 2. Și de aceea, trebuie să fim foarte, foarte atenți că e suficient ca unul din factori să se împartă. Și acum vă dau o problemă. Pentru acasă? Pentru acasă. Nu împărțit la 3, deci nu împărțit la 3, dă restul 2. Nu împărțit la 5, dă restul tot 2. Nu împărțit la 11, dă restul 2. Și că n este multiplu de de 2. Cine este cel mai mic număr natural de care are această calitate? O învățat e multiplu și sunt multiplu și divizor. Ce înseamnă multiplu? Multiplu. Multiplu înseamnă multiplu. Dați-vă pe 5. Care este multiplul lui 5? Deci multiplul lui 5. Multiplul lui 5 sunt 10, 15, adică se mulțește 5 ori deodată, 2 ori. 5 ori, 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 4, 4, 6, 182. Da, da, toți lumea care se împart la 2, da? Multiplul de 2. Și dacă voi veți găsi un N, să găsiți multiplul de 2, îl mulțesc cu 2. Asta vreau să spun aici, probabil, da? Deci în momentul când împărțim la 3, vă dă restul 2, și aici e chiar la împărțirea cu restul care știți, nu? Împărțim la 5, vă dă restul 2. Împărțim la 11. Deci ăla e restul, nu-i totul. Restul, de totul, ia. Restul de fiecare dată, 2. Da? Și el să fie cel mai mic număr. Și Virgeli, vă mulțumesc cel mai mic scrie. Să se determine cel mai mic număr care ne plește simultan în condițiile astea. Cel mai mic număr care ne plește simultan în condițiile astea. Dacă de unii și mă mama. Deci am făcut... Mama, Iisusul. Da? O să. Proprietăți și ridicarea... Hai să vedem concret. Am făcut ridicarea la putere și proprietăți. Hai să spunem, puteri. Puteri. Da, deci am vorbit despre puteri. Aici am avut în vedere proprietăți. Da? Deci de la puteri am făcut proprietăți. Proprietăți. Toate proprietăți sunt aici. Operații cu putere. Factor comun. Bun, cam astea sunt lucrurile pe care am văzut. Aplicații, da? Aplicații. Am interesat. Acum voi provi la capitolul puterii. Exersați și voi acasă, ca să vă dați drumul la mână. Și o să fie bine, da? Da. O să putem. La revedere! La revedere!